sau despre câini. Okay. Unu, doi, trei. La și? Bine. Deci asta e vlogul vostru? Asta e vlogul nostru și ăla e vlogul tău. Bună. Bine ai venit. Bravo, frumos. Și frumos, bravo. Da? E lipsa puțin de încredere în elev și datorită și vârstei, că de-aia zic, dacă își face un portofoliu cu anumite treburi în spate, altfel poate pune probleme. Nu poți să arate ce a făcut. Arată ce ai dat. Da. Concrete pe care le-a făcut. Și la fel funcționează și pe site-urile astea. Tu când îi prezinți ceva unui angajator cum ar veni, tu îți și cere portofoliu să vadă ce ai mai făcut înainte. Și la început, când asta se întâmplă la proiectele mai mari, dar la proiectele mai mici, până îți construiești reputația aia, poți să-l faci pe bani puțin și chiar să menționezi lucrul ăsta că ești la început și că vrei să faci chestia asta tocmai pentru a-ți dezvolta profilul respectiv.